Bună ziua, dragilor, dragilor, multibiților și stimaților! Astăzi este joi, nu? Joi, 17 martie, zi neagră. Tantan, 17 martie, ziua din care nu se mai poate duhăni. Da? Aproape nicăieri, ziua în care fumătorii au devenit noile proși ai României. Am țigări la mine, stai liniștit. De fapt, chiar dă-mi, te rog, de la mine, din buzunarul interior. Pe interior, așa, n-o aprind, nu-i frumos, nu se face, dar măcar am voie să stau cu ăla roșu, da? Că eu când stau, eu stau cu pachete întregi, nu știu dacă am voie să le arăt, da, oricum aș lua, tot acolo ies, da? Nu mai ai voie să fumezi în spații închise, nu mai ai voie să faci nimic, Da, să stau așa cu ea, am voie? La rece, da, mersi. Am voie să stau așa cu ea? Pentru că știți cum e? De două zile se vorbește pe marginea legii astea și au reușit din nou guvernanții noștri în minunata lor inteligență să împartă populația și să întoarcă cumva oamenii unul împotriva celuilalt. Până acum am supraviețuit fumători și nefumători împreună, amici, prieteni, ieșeam în crâșme, ieșeam în cluburi și n-a murit încă nimeni. Și nici nu s-au certat oamenii pe chestia asta. Brusc a venit legea asta și au reușit să întoarcă prieten împotriva prietenului. Brusc nu mai putem supraviețui împreună, nu mai putem locui în același spațiu. Ok, am înțeles, este o lege care practic nu e a noastră, este o lege care ne este impusă de Uniunea Europeană. S-a făcut și în alte țări, la fel, adevărat, nu la fel de drastică, așa cum a fost făcută în România, dar nu e așa că noi suntem de fiecare dată mai catolici decât Papa. Spuneam ieri pe Facebook, nu mă simt mai sănătos. Da, a venit legea asta. Ok. Nu mă simt mai sănătos. Eu voi fuma în continuare. Că e legea asta sau că nu e legea asta, de fumat oricum voi fuma undeva. Legea în schimb. Și după toate discuțiile pe care le-am avut pe Facebook ieri, până la nivel de măta, organe sexuale și etc., etc., da? Oamenii nefumătorii sunt mai îndârjiți decât fumătorii. Pentru ei, totul, apropo, dacă auziți sunete din spate, e că se lucrează iarăși. Nefumătorii sunt mai îndârjiți cumva decât fumătorii la chestia asta. Și pleacă toți pe ideea că nu sunt eu obligat să-ți înghit fumul. Foarte adevărat, nu ești obligat. Și chiar nu te obligă nimeni să-mi înghiți mie și să-mi miroși mie fumul de țigară. Și serios, te susțin, nu ești obligat. Cu atât mai mult ar trebui să susții fumătorii care cer spații pentru fumat. Tocmai pentru că nu ești obligat. Nu să mă faci pe mine să mă las de fumat, pentru că este dreptul meu să aleg ce vreau pentru mine. Este dreptul tău să respiri aer curat și te susțin și sunt de acord și încerc să nu-ți suflu fumul în nas, cerând în sufletul meu un spațiu dedicat fumatului. Nu, guvernul, înțelepciunea lui minunată, ce a făcut? Ne-a scos afară. Unde tu vrei să respiri aer curat. Dar nu poți. De ce? Pentru că toți fumătorii sunt afară. Legea asta nu o să-i facă pe fumători să spună, știi ce, eu cred că nu mai fumez de azi. Gata, e, dacă a intrat legea asta și nu mai pot să fumez în interior, nu mai fumez. Nu. Fumătorii vor fuma în continuare. Singura diferență este că, băi, hai să facem chestia asta. Imaginați-vă leproși. Bolnav de Ebola. Ciumă. Da? Nu le mai dai voie să stea înăuntru. De ce? Pentru că cei sănătoși vor să intre în locul respectiv și să stea acolo. Păi logica te îndeamnă. Dacă oamenii ăia sunt viciați și pe tine te deranjează viciul lor, nu te duci să stai cu ei. Da, dar guvernul ce a făcut? Nu, dacă voi nu intrați peste ei sau vreți musai voi să intrați nefumătorii peste fumători, atunci te scoatem pe fumători afară. Unde vrei tu să stai să respiri aer curat? Înțelegeți logica? De ce e proastă legea asta? Este o lege proastă. E ca și cum ai da afară toți spitalii din bolnavi pentru toți bolnavii din spital pentru că sănătoșii vor să intre în spital.
Vor ei, musai să stea acolo. Bă, dar știi că în spital sunt oameni cu boli. Nu te duci acolo de plăcere. Aia e ideea. La final, delimitați prin lege un spațiu în care să se poată fuma. Legea asta nu o să mă facă pe mine să mă las de fumat. Pe niciun fumător din lume. De ce? Pentru că am ales în continuare. Nu este ilegal să fumezi. Nu este ilegal să ai o opinie, o opțiune și să ai dreptul să alegi. Încă am dreptul să aleg ce vreau să fac și am ales să fiu fumător. Pe banii mei, pentru care plătesc niște accize pentru fumat, pentru viciul ăsta, plătesc niște taxe, niște impozite pe care un fumător, pe care un nefumător nu le plătește, susțin statul, susțin bugetul, susțin nefumătorii prin plata viciului ăsta. E un viciu pentru care plătesc, am ales benevola, fac chestia asta din proprie inițiativă, nu mă forțează nimeni și încă nu este ilegal să am o opinie. Încă. Am înțeles ideea, îi deranjează pe nefumători. Atunci când la masă stau nefumători și fumători. Am înțeles ideea. Este o lege care ar putea fi aplicată ok. Delimitează-mi un spațiu în care să pot fuma. Nu mă scoate în stradă. Scosul în stradă este greșit din toate punctele de vedere. Una la mână, în stradă sunt oameni care au ieșit în stradă să respire aer curat. Nu mă scoți pe mine nefumător și să mă obligi să fumez lângă el, pentru că și pe stradă, dacă fumez, trece cineva pe lângă mine și spune, bă, eu nu sunt obligat să fiu, am ieșit la o plimbare să respire aer curat. Eu aș vrea să fumez înăuntru, într-un spațiu în care să pot fuma, dar nu mă lasă statul, nu mă lasă guvernul. Sunt forțat să fumez afară, îmi pare foarte rău. Dom'le, dar copilul meu te vede și o să vrea și el să... Da, înțeleg ideea. Când copiii vor ieși de la școală la 1-4 și vor vedea 500 de fumători dimineața la cafea în fața barului fumând, vor crede că fumatul este ok. Îmi pare foarte rău, eu aș fi vrut să fumez înăuntru, unde să nu mă vadă copiii. Sincer, știu că sunt un exemplu negativ. N-am să-mi schimb eu modul de viață și nici n-am să-i forțez pe copiii tăi să meargă legați la ochi. Guvernul mă obligă să stau în stradă. Eu n-aș vrea. Eu aș vrea să stau înăuntru. În bar. Da, dumne, da. Și pot să demontez ușurel fiecare. Dumne, eu când merg la restaurant, nu o să mănânc ție fumul. Foarte corect și sunt de acord. Nu voi fuma în restaurant. Scoateți restaurantele din locurile pentru fumători. Clar. Acolo se mănâncă. E porc. Cum să-ți fumezi și tu să mănânci? E tâmpenie. N-ai cum. Nu se face. Dom'le, dacă sunt patru fumători la masă și un nefumător, sau un fumător și patru nefumători, băi, dacă e un fumător și patru nefumători, se înțeleg că-s prietenii, s-a mici, dom'le, mă trag și eu țigară, să poate ia, bă, și fumează. Sau hai, bă, că mă deranjează, știi? Băi, altă poveste. Cum ne-am înțeles până acum, ne puteam înțelege și de acum încolo. Citesc tot felul de opinii, pe mine mă amuză chestia asta. Mie îmi plac nefumătorii, înțelegeți? Sunt oameni care au avut voința să nu se apuce de viciul ăsta. Foarte bine. Și oameni care își doresc un stil de viață sănătos. Foarte bine și îi susțin și voi spune în continuare, fumatul dăunează. Eu sunt fumător pentru că am ales să fac chestia asta. Am ales, îmi place ca viciu, la fel cum îi place unui băutor de vinuri, care nu e alcoolic, nu e bețiv, îi place să deguste vinuri. Un om care bea băuturi nu știu de care, este un om care știe să savureze o băutură. Asta înseamnă că e alcoolic. Bea un pahar de vin pe zi pentru că îi place omului, plus că na, acolo e și recomandat de medic chiar, da? Eu fumez, mie îmi place să savurez țigările. E plăcerea mea. Unul se uită la artă, la tablouri. Unul își cumpără iahturi. Încă nu este ilegal să faci chestia asta. Este ilegal, în schimb, să fumezi în spații închise, ceea ce este o mare tâmpenie. Pentru că cei care ies în aer liber, ies în aer liber dintr-un motiv foarte clar, și anume să respire aer curat. Cât se poate vorbi de aer curat, da? Pentru că, hai să fim serioși, poluarea vă omoară mai mult decât vă omorâm noi cu fumatul.
Da, vezi, da, acum se schimbă treaba, pentru că dacă fumezi în aer liber, fumul se dispersează altfel decât într-un spațiu închis. Bun, corect, atunci nu mai faceți scandal. Lăsați-mă, dacă înăuntru nu pot fuma, lăsați-mă pe marginea bordurii să fumez. Astăzi a trecut un moșneguț pe lângă mine, s-a uitat de parcă vrea să mă bage în mama, din nou. Bă, cum fumezi, bă, frate? Am ieșit să respir aer curat. Pe centru, domnul, hai să fim serioși, pe centru Romanului respir mata aer curat. Pe bune? Brusc, legea asta, vă spuneam că a făcut cumva o chestie, nu este o lege împotriva fumatului, ci e adresată clar fumătorilor. Și deși vorbim de o lege unde e lege nu-i tocmeală, este o lege discriminatorie. Este. Pentru că pentru a-i mulțumi pe cei care și-au cerut dreptul de a respira și de a nu mirosi a fum, a respira aer curat și a nu mirosi a fum, mi-a încălcat mie dreptul de a sta într-un bar și să fumez. Este o lege discriminatorie. Da, neamț, da, uite cum mi-a spus ieri cineva, am râs. Libertățile tale se termină acolo unde încep libertățile mele. Aici suntem așa, într-un fel de problemuță. Pentru că libertățile matale, pot să pun problema invers, libertățile matale se opresc la felul unde încep libertățile mele. Adică, ok, pe dumneata te deranjează faptul că eu fumez, iar pe mine mă deranjează faptul că nu mă lași să fumez. Care are dreptate? Nu este ilegal nici una, nici alta. Dumneata ai dreptul la o opinie, eu am dreptul la o opinie. Cum facem să stabilim care are opinia mai bună? Și cine are dreptate la final? Hei, dai o lege de genul ăsta și brusc eu nu mai am dreptate, opinia mea, dreptul meu nu mai este valabil. Este din punctul ăsta de vedere o lege discriminatorie. Nu țin parte nimănui. Spun în continuare, voi susține, da, spațiile publice, acolo unde sunt mai mulți nefumători, majoritatea care este mai importantă decât minoritatea, este logic și e de bun simț. Corect. Îmi mai spunea cineva ieri, chiar apropo, mi-ar plăcea să am o discuție pe tema asta și cu Cristi Galan, îmi spunea ieri pe Facebook că minoritatea sunt, hai să spunem, 19 milioane de români în România, doar vreo 5 milioane fumează. Foarte adevărat, domnul Cristi. Perfectă dreptate. Din 19 milioane de locuitori, statistic vorbind, vreo 5 milioane sunt fumători, ceea ce înseamnă minoritate, chiar minoritate serioasă față de restul de nefumători. Problema se pune la modul următor. Într-un bar, cine intră? Că nu vorbim de totalitatea României, vorbim de locuri în care se fumează. Că nu fumează nimeni așa de plăcere mergând pe stradă. Să mergi pe stradă și să fumezi nu este nicio plăcere. Deci nu fumează oamenii mergând pe stradă. Oamenii se opresc într-un loc, beau o cafea, o bere, un pahar de vin și fumează acolo. Și asta nu se face pe stradă, se face în baruri. Acolo să vedem cine este minoritatea și vă asigur eu că în locațiile respective minoritari sunt nefumătorii. Vorbeam cu altcineva care este și patron și este și manager și mi-a spus, din punctul meu de vedere, dacă la mine în crâșmă intră 15 fumători și 3 nefumători, pe mă doare în bască de cei 3 nefumători, dacă îi pierd ca și clienți. Că-s 3 față de 15. Prefer să-mi țin 15 fumători ca și clienți fideli și să nu mai vină ăia 3 nefumători. Pentru mine sunt irelevanți. Și țin majoritatea clienților care sunt fumători. Voi susține legea asta în continuare, deși mi se pare inutilă într-un anumit punct de vedere, pentru că ține mai mult de bun simț decât de lege, în care fumatul să fie interzis în restaurant, fumatul să fie interzis în orice alt spațiu public în care intră mai mulți nefumători, deși n-ai de unde să știi, da? Gen spital, e de porc să fumezi în spital, da? Dom'le, e spital. Acolo trebuie să existe o anumită atmosferă de sănătate, că e spital. În spațiile publice nu poți să stai la coadă la primărie și să fumezi. Înțelegeți locurile astea? Sunt foarte de acord. Susțin puternic. Nu fumați din țavă. Nu fuma, frate, în restaurant. Punct. De ce? Pentru că eu mănânc acolo și eu sunt fumător. Și când sunt la masă, nu vreau să-mi sufle cineva și am avut discuții și inclusiv cu prietene de ale mele, foste iubite,
care fuma, au terminat de mâncat înainte mea, că el mănâncă cât o păsărică, da? Cât o vrăbiuță. Și încă nu terminase de mâncat și a terminat de mâncat și obișnuința și a prinde țigară și spune, băi, ce faci? Eu n-am terminat de mâncat, scuză-mă, vrei să mănânc chiștocul tău în nas? Mă deranjează inclusiv pe mine ca fumător, e logic. Nu am avut nevoie de lege ca să-i spun, nu se face. Așteaptă sau ieși pe afară și fumează. Lasă-mă și pe mine să mănânc cu gust și cu miros de mâncare. Da? E logic. De aceea, deși susțin legea asta, voi spune în continuare că e o lege incompletă și incorrect formulată. Ei au spus orice spațiu public, orice spațiu public de interes comun, de folosință comună, indiferent de forma de proprietate. Înțelegeți unde se duce chestia asta? Statul îți face ordine în casă. Statul se implică inclusiv la tine în casă. Prin aceste cuvinte, indiferent de forma de proprietate. Păi la mine în apartament eu sunt singurul fumător, părinții mei nu fumează. Spațiul este de folosință comună. Indiferent de forma de proprietate, înseamnă inclusiv proprietate privată. Asta înseamnă că părinții mei mă pot da în gât, mă pot reclama pentru că fumez la geam. Când ai 7 studenți sau 5 studenți sau 3 studenți care locuiesc într-un apartament în chirie și sunt fumători, vine proprietarul și îi poate da, să-i reclame și să le dea amendă pentru că fumează într-un spațiu de folosință comună, indiferent de forma de proprietate, care înseamnă proprietate privată chiar și în chirie? Cum? De asta spun că legea este prost formulată, ca mai toate legile României. Legea nu este făcută, legea asta antifumat nu a fost, și asta încerc să vă lămuresc, că n-am nimic, eu susțin ideea. Ideea este foarte bună. Ideea este foarte bună. Este prost formulată și evident prost pusă în practică, deși ideea este bună. Tot ce trebuie să faceți este să-i luați pe cei viciați și să-i strângeți într-un loc fără să le încalci dreptul, că nu este încă ilegal să fumezi, dar le poți stabili un loc clar în care să fumeze, care să nu fie afară ca vitele. Lasă-i undeva înăuntru. Ei forțat pe patroni în urmă cu vreo 10 ani să-și amenajeze spații speciale pentru fumat. Prima variantă a legii, dacă vă rugeți aminte, și au cheltuit oamenii ăia gârlă de bani ca să pună ventilație, țevăraie, cap de alea mari, aerisire sănătoasă, scandal cu vecinii, că n-am mai toate crâșmele sunt făcute la parter de bloc, da? Scandal cu vecinii, că le intră fumul în casă, ia antifonează, nu antifonează, pune, izolează ca lumea, antifum, etc., etc., filtre, au cu o grămadă de bani, da? Nu mai sunt nici alea bune. Păi dacă tot ai spațiile alea, lasă-i pe fumători acolo, este tot ce cer eu. Când mă duc să beau cafea într-un bar, să pot sta la o masă pe un scaun. Fie ploaie, fie frig, fie vânt, fie arșiță. Lasă-mi terasele. Terasă deschisă sau semideschisă. Nu, tu îi scoți pe fumători afară. Înțelegeți? De asta spun că legea este prost făcută, prost formulată. Începând de la chestia asta, cu în orice spațiu de, cum se cheamă, folosință comună, indiferent de forma de proprietate. Chiar nu se sizează nimeni că statul intră la tine în casă, pe proprietatea ta și îți face ordine. Vorbim de principiu. Doi la mână, legea asta nu este făcută să-i protejeze pe nefumători. Legea asta n-a fost făcută să-i convingă cumva pe fumători să renunțe la acest viciu. Nu, este o lege strict punitivă. Este o lege făcută pentru amenzi. Nu pentru, a restricționa. Nu a restricționa, că dacă vroiau să te facă sănătos, interziceau fumatul. Interziceau comercializarea de produse din tutun, cu totul. Domnule, de astăzi, țigările sunt ilegale, interzise. La revedere! Tot ce înseamnă produs de tutun, tot ce intră în gură și scoate fum, e interzis. La revedere! Gata! E, aia era o lege. Bă, toți trebuie să ne lăsăm de fumat. Da? Dar ei vor și cu, în fund, și cu sufletul în rai.
Aia vor să mulțumească și capra și varza prin legea asta. Că nu vor să renunțe la fumători, că fumătorii, prin viciul ăsta al lor, aduc o gârlă de bani către stat. O gârlă de bani și nu vor să-i piardă. Ei nu vor să-i nemulțumească nici pe nefumători, că și oamenii ăia sunt o categorie fantastică. Deși mă întreb dacă marea majoritate, 14 milioane cât au rămas din calculul de mai devreme, au intrat măcar o dată în bar. Înțelegeți? Cei care merg în cluburi, merg să se distreze, băi cum poți să te distrezi dacă tu stai mai mult afară? Cine este majoritar acolo, în club? Băi, sunt mai mulți fumători. Știm că sunt mai mulți fumători în clubul respectiv, da. Deci nefumătorii știu în ce atmosferă vor intra. Știu că acolo va fi muzică foarte tare, știu că acolo vor fi decibeli care le vor sfârâi în timpane, știu că acolo este fum de ăla, cum se cheamă, gheață, fum rece, cum dracu se cheamă, da? Știu că acolo sunt lasere, știu că acolo sunt, nu știu, gagici cu țâțele goale. Le știi pe toate și totuși mergi. Accepți că acolo te va deranja muzica foarte tare, că nu o să poți vorbi cu cel de alături, știi că vei respira fum de la care stă pe jos, pentru că și ăla este respirabil, da? Știi că acolo vei vedea ceva ce s-ar putea să te deranjeze vizual, și anume gagici cu țițele goale, animatoare. Și totuși accepți și mergi în club. De ce? Pentru că vrei să te distrezi. Ei, acceptă și ideea asta că s-ar putea să se și fumeze în clubul respectiv. Știi că acolo se bea alcool. Poate, uite, eu sunt împotriva alcoolului, consumului excesiv de alcool și totuși merg în bar. De ce? Pentru că, da, știu că acolo se bea alcool. Nu-mi place, nu-mi place să văd oameni care se bat cu sticlele, nu-mi place să-l văd că vomită pe bar. Dar accept ideea că s-ar putea întâmpla și asta. De ce? Pentru că e un bar, frate. Și dacă nu vreau să văd așa ceva, nu mă duc în barul respectiv. Lăsați-mi barul ca să pot fuma în el. Să nu fiu nevoit să stau afară și să dau un exemplu negativ, să nu fiu nevoit să suport privirile acuzatoare ale persoanelor care nu sunt fumătoare sau și mai rău, sunt total împotriva fumatului că ne face rău. Am acceptat ideea că îmi poate face rău. Personal sunt sănătos ca un taur. În continuare pot să sparg o piatră în pumn. Am 40 de ani, fumez de peste 20. Da? Ok, poate sunt eu excepție, voi fi eu norocos, mulțumesc universului, poate sunt eu norocos. Nu-mi băgați pe gât ideea, băi, să mor din cauza cancerului. Poate n-am să mor din cauza cancerului. Nu spun că fumatul este bun, este dăunător, clar. Fără discuții, scrie mare pe pachet. Fumatul dăunează grav sănătății tale și a celor din jur. Fumatul poate să ucidă. Poate. Dacă ați fi așa de să mă faceți să mă las de fumat, în loc de poate să ucidă, ar scrie fumatul ucide, te omoară. Nu, bă, poate. S-ar putea să te ucidă. S-ar putea să nu te ucidă. A, păi dacă s-ar putea să nu mă ucidă, hai să merg pe ideea că nu o să mă ucidă. Susțin această lege. Cer, pe de altă parte, reformularea acestei legi, care să-mi lase și mie, fumător, cu aceleași drepturi ca oricare alt cetățean al României, să am un loc în care să-mi desfășor viciu. Da? Că și nefumătorii au problemele lor. Unul merge și dă de mâncare la porumbei în parc. Eu personal sunt împotriva chestii astea. De ce? Pentru că îi înveți și le strici ordinea firească a naturii, naturală, în care porumbeii trebuie să-și caute singuri de mâncare. Îi faci grași, nu mai pot zbura la timp, îi mănâncă pisicile, pisicile la rândul lor se obișnuiesc cu o pradă ușoară și își pierd instinctul de vânător. Nu mai da de mâncare la porumbei. Mă deranjează chestia asta. Nu mai hrăni lebedele în parc. Mă, de ce? Că te amesteci în ordinea naturală a lucrurilor. Mă deranjează. Corect? Dacă merg așa cu efectul fluture,
The butterfly effect, da? Pot să ajung că noi, ca oameni, la final, nu o să fim în stare să ne deplasăm dintr-un punct în altul. Și mă deranjează că îmi strici evoluția. Fiecare este împotriva altceva. De ce? Pentru că Dumnezeu, în marea lui înțelepciune, ne-a lăsat liberul arbitru. În acest cap există un creier care ne permite să discernem binele de rău și, în consecință, să luăm decizii, să alegem și să luăm decizii și să trăim cu responsabilitatea și cu consecințele deciziilor noastre. Fiecare alege pentru el, mai puțin cu legea asta, unde statul le-a permis nefumătorilor să aleagă pentru mine. De asta spun că legea este de doi bani. Da? Voi susține legea asta. Nu lăsați fumătorii să fumeze unde vor mușchii lor. Dați-le voie, sau mai bine, dacă vă convine mai mult și vă flaușează, obligați-i să fumeze în spații destinate fumatului. Nu oriunde. Nu mai aruncați chiștoacele pe stradă. Ne plângem mereu că e mizerie pe stradă. Scoți toți fumătorii în stradă și toți vor arunca chiștoace pe jos. Plus flegme. Da? Stuchit. Mi-aduc aminte, eram în Spania, în Castalia, când a intervenit legea asta acolo. Legea le-a spus, bă, nu e idee bună să mai fumați în baruri. Oamenii s-au conformat. Toți au început să fumeze afară. Unde? În fața barului. Revin la o idee. Barurile și acolo, ca și în România, marea lor majoritate, sunt la parter de bloc, de condominiu. Barurile sunt la parter de condominiu. Imaginează-ți 100 de fumători, pentru că și acolo marea majoritate a celor care merg în baruri sunt, ghiciți, fumători. Nefumătorii nu prea merg în baruri. Merg în spații în care, într-adevăr, nu se fumează. De ce? Pentru că îi deranjează barurile. Merg în restaurant. Se întâmplă să ai și nefumători printre fumători, dar majoritari sunt fumătorii în crâșme. Și puteți să veniți cu 700 de milioane de argumente că eu voi spune în continuare treaba asta. De ce? Pentru că mergi în bar să bei și să fumezi. Dacă nu vrei să fumezi, nu te duci într-un bar. Te duci în restaurant. Gândiți-vă bine. Și au ieșit 100 de fumători în fața barului. Și fumau, conform legii, în fața crâșmei. Cu paharele de bere în mână și acolo intervin niște chestii idiote. Deja vă rugăm, dacă ieșiți la fumat cu berea, turnați-vă berea din paharul de sticlă într-un pahar de unică folosință de plastic, pentru că nu vrem să vi-l fure. Deci niște căcaturi. Ce s-a întâmplat? Te supresc? Nu. Nu? Trebuie să-i dau în continuare? Mai am jumătate de oră. Jumătate de oră am vorbit despre legea asta, nici n-am intrat în subiecte. Și acolo a ieșit cu, vă rugăm, turnați berea din paharul de sticlă într-un pahar de plastic, ieșiți în față, te întorci la masă, deja e altcineva, da? Plus au început reclamațiile celor de deasupra. Bă, frate, tot fumul ăstora îmi intră mie în sufragerie. Adică, eu am înțeles că legea nu-ți permite să mai fumezi în bar, dom'le, dar ai susținut legea asta? Da. E, atunci, frate, ghinion pentru tine. Noi am fi vrut să fumăm înăuntru. Unde era aerisit? Unde era sistem de ventilație? Da? Acum, tot, dacă stăm afară, tot fumul ți-ntră ție în casă. Nu ți-a plăcut cum era înainte. Ia că așa poate e mai bine. Oh, Doamne, ce mult! Deci, susțin legea, dați-mi voie să fumez înăuntru. Eu aș vrea să fumez înăuntru, nu mă lăsați. În 1948 a fost semnat la Bruxelles actul de naștere al Uniunii Europei Occidentale de către Belgia, Franța, Luxemburg, Olanda și Marea Britanie, UEO, singura organizație europeană cu componență de apărare înființată în perioada războiului rece și care în prezent este formată din 28 de țări. Deci asta s-a întâmplat pe 17 martie 1948. În 1969, Golda Meir devine prima femeie prim-ministru al Israelului. Astăzi s-a născut Kurt Russell, actor american, în 1951. Este ziua lui Nat King Cole, cântăreț american, mort în 1965, născut în 1919.
De murit astăzi, pe 17 martie, a murit Nicolae Titulescu, om politic diplomat român, 1941, născut în 1882. Irlanda servează astăzi ziua națională, de altfel este, foarte bine știți, ziua Sfântului Patriciu în calendarul romano-catolic. Irlanda, talerire, damtire, larerire, damtem, tam, da? Ghirțoi de aia micuți verzi care țin oale pline cu gălbeji, cu galbeni, gălbui, cocoșii, la capătul curcubeului, ha? Aia, la mulți ani trifoiului cu patru foi verde. Astăzi este ziua culorii verde. Pentru că e ziua Irlandei, ziua națională, nu știu cum să spun în irlandeză, sunt o grămadă de români pe acolo. Dacă mă urmăriți din Irlanda, nu beți ca porcii! Măcar astăzi! E, de fapt, astăzi se bea până se pică din picioare. Irlanda, țara care ne-a dat atât de multe, nu nouă ca români, ci lumii în general. Irlanda, o țară care este de departe subapreciată, din punctul meu de vedere, este subapreciată, o țară fantastică, ăla, într-adevăr, un tărâm de poveste. Țara în care, țara din care a venit accentul ăla atât de frumos. Cum să nu-ți placă Irlanda? Hai să fim serioși. Țara în care oamenii când se bat, se bat cu niște reguli. Nu știați? Dacă niște oameni se îmbată ca porcii într-o crâșmă și se iau la bătaie, bătaia se oprește atunci când unul din ei cade și cel care a rămas în picioare trebuie să meargă la spital și să aibă grijă că ăla e în regulă. Da? Spuneți chestia asta! Dacă sunteți în Irlanda, nu se poate să nu fi întâlnit măcar o dată regula asta nescrisă. E o chestie de bro, de frate, de... Da? De frăție. Bă, ne batem, ok, ne batem. Ei, când s-a terminat, s-a încheiat și deja nu mai suntem inamici. Când s-a încheiat, să am grijă de tine că sufletul meu, na, tu ești jos și eu sunt sus. Da? O chestie care la noi, de exemplu, nu se face. Dacă unul a picat, îi dai în continuare, unul nu mai mișcă. A, se vedea vasul lui, da? Dacă e jos, mai bine, e un par și îi dai ca să simtă că e jos. Să nu se mai ridice niciodată. Ei, în Irlanda nu, dacă doi se bat... Astea le-am auzit și eu, nu știu dacă sunt legende urbane, dar citisem inclusiv pe internet. Dacă doi sau mai mulți se bat, cei care au căzut au pierdut, iar cel care e în picioare trebuie să aibă grijă că ăla e în regulă. Adică gata, frate, s-a încheiat, ai căzut, e, ăla e. S-a încheiat, deja nu ne mai batem. Practic te bat doar eu și nu mai e... Da? Și îl duci la spital, ai grijă de el, trebuie să stai cu omul. Mi-a plăcut, în dragi, chestia asta. Irlanda, la mulți ani Irlanda, am prins un Sfântul Patrick în Spania, în, nu știu pe unde dracu eram, Denia, cred că, Elche, Denia, nu mai știu pe unde eram, nici nu știam, am ajuns acolo absolut întâmplător cu mașina. Și mi-au sărit în brațe fete foarte tinere, foarte frumoase, irlandeze venite în Spania să se distreze. Ne-am și vopsit pe față și noi, am făcut trifoi verde pe față, ne-au pupat, ne-au strâns în brațe, s-a dansat, în fine, pe muzică irlandeză. A fost foarte fain, frate! Foarte fain! Mie mi s-a părut mereu că ei, într-adevăr, știu să se distreze. Și că e doar la bască, de ce crede restul lumii despre ei. Mă întorc la fumat, pentru că asta este ziua în care se vorbește despre așa ceva. Mă zic, mai aveam jumătate de oră, zice omul, da? Oamenii de știință de la Institutul Scripps din California au creat un vaccin proiectat pentru a scădea efectul nicotinei asupra creierului, care ar putea ajuta fumătorii să renunțe la această dependență, spun cei de la Descoperă.ro. Potrivit oamenilor de știință, vaccinul crește numărul de anticorpi care se atașează de moleculele de nicotină, întârziind efectele nicotinei. Bă, oameni buni! Ați văzut măcar o dată X-Men, The Last Stand? Da, nu l-ați văzut? Dacă l-ați văzut, știți probabil la ce o să mă refer. Dacă nu l-ați văzut, vă spun, au creat ei de acolo un vaccin care să-i facă pe mutanți să nu mai fie mutanți. Da, e o fantezie, am înțeles. Întrebarea este, și eu voi face la fel ca cei din film care au spus că nu trebuie acest vaccin. Pentru cei din film, a fi mutant, a avea o mutație genetică, era ceea ce îi definea, ceea ce erau ei. Și nu aveau nevoie de un vaccin care să repare ceea ce era natural. Ok, a apărut vaccinul ăsta împotriva care să te lase, să te facă stelaș de fumat. Mie nu-mi trebuie vaccinul ăsta. De ce? Pentru că am ales.
și voi merge pe alegerea asta. Dacă ar fi să mă las de fumat, aș face-o din proprie voință. Și dacă nu m-am lăsat până acum... A, vaccinul o fi probabil pentru cei care și-ar dori să se lase de fumat, dar nu au... Nu-i ține voința, da? Dom'le, eu aș vrea, dar nu prea pot, etc., etc., corect? Și atunci intervine vaccinul ăsta. Eu personal nu-l vreau. Nu mă obligă nimeni, evident, să-l iau, dar nici nu-l vreau. Pentru că e o alegere și aș vrea să trăiesc măcar cu senzația că încă am posibilitatea să aleg. Chiar dacă sunt conștient de toate riscurile, sunt conștient că mă pot îmbolnăvi și că pot crăpa, da? Dar în continuare dați-mi voie să trăiesc măcar cu senzația că pot să aleg, deși aleg din variantele pe care mi le dau alții. Nu pot să aleg să fac ce vreau eu, că atunci ar fi evident haos, ar fi anarhie. E la fel ca la vot. Populației îi se dă senzația că alege, dar populația nu pricepe că ea alege din variantele pe care le dă altcineva. Da? Dom'le, ce vrei să alegi? Îl alegi pe X sau pe Y? Păi, eu aș vrea pe Z. N-aveți un Z? Nu, nu poți să alegi decât din ăsta sau ăsta. Păi și unde e alegerea? Îmi dai tu ce să aleg? Eu aș vrea să aleg altceva. Cu votul exact la fel. Măcar dați-mi senzația că pot să aleg ce vreau eu. Fumătorii care doresc să renunțe la țigară au puține instrumente la care pot apela. Gumele de mestecat și plasturii cu nicotină nu sunt prea eficienți și nu îi ajută în acest sens. Fumătorii ar putea de asemenea să încerce și medicamente care țintesc receptorii nicotinici de acetilo, așa. Dar aceste medicamente au adesea efecte secundare neplăcute, cum ar fi halucinații, depresie și modificări severe ale de dispoziție, au remarcat oamenii de știință. Cercetătorii au stabilit că vaccinurile care vizează molecula de nicotină ar putea fi cea mai bună strategie alternativă. Cu toate acestea, două studii clinice ale unui astfel de vaccin au eșuat. Deci există posibilitatea să vă lăsați de fumat, se numește prin voință. Sunt tot felul de ghiduri, manuale, etc., etc. Cel mai bun sfat al medicilor pe care l-am văzut eu până acum a fost să vă lăsați de fumat treptat, dacă vreți să vă lăsați de fumat, treptat. Cât fumezi acum? Un pachet pe zi? Da. Fumează mâine jumătate. Fumează poi mâine 5 țigări. Fumează răspoi mâine 3 țigări. Fumează peste 4 zile 2 țigări. Până ajungi la o jumate de țigară pe zi. Ușor, ușor. De ce? Pentru că dacă te lași deodată, cum am auzit de cele mai multe ori, există riscul să intri în sevraj. Organismul tău este obișnuit cu o anumită cantitate de nicotină. Zilnic. În mare, aceeași cantitate. Fumătorii au... nu un anumit număr, că nu-și calculează nimeni. Băi, fumez 10 țigări pe zi. Punct. Da, nu, ei fumează atunci când se simte nevoia. Nu cred în continuare în cuvântul dependență. Mori dacă nu fumezi. Nu cred în așa ceva. Deci e un argument foarte bun. Când dormi, trec 8 ore, 7 ore în care nu fumezi. Organismul tău nu-ți cere să-i dai cantitatea de nicotină. Că altfel te-ai trezit din somn și ai fuma. Dacă cineva există în situația asta, mi-e milă de ei. Eu personal, când mă culc, dorm. Încă nu m-am trezit ca să fumez. Niciodată. De aceea nu cred că organismul te obligă să bagi nicotină în el. Eu cred că oamenii fumează pentru că n-au ce face cu mâinile. De plictiseală. Punctul meu de vedere. Când mă așez la calculator acasă și lucrez și sunt prins în ce fac acolo, mă trezesc că au trecut 3 ore și eu n-am tras nici măcar un fum. Ca urmare, logica mă îndeamnă să cred că organismul nu-mi cere, că dacă îmi cerea și muream dacă nu fumam la o oră o țigară, m-aș fi oprit din lucru și aș fi fumat. Pe de altă parte, când stau și mă uit la ceas și nu mai trece, frate, vremea aia și pun picioarele, doar știți cum stau acasă? Uite așa stau, hai că vă arăt. Stau acasă, uite așa. Și mă uit la filme și dau click, 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 bă, și nu trece vremea, să mai trag o țigară, frate. Click, 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 am trecut un sfert de oră, nu se întâmplă nimic, tot aștept să întâmple ceva, mai trag o țigară și deja am 2 țigări într-un sfert de oră. Înțelegeți?
când am de lucru și sprins și alte alea, trec 3-4 ore, poate chiar mai mult și îmi dau seama, bă, n-am fumat nici măcar o țigară. Eu cred că oamenii fumează când se plictisesc. Mai mult decât atunci când nu se plictisesc. Nu cred în cuvântul dependență. Oi, sunt dependent de fumat. Nu cred. Dacă ai fi dependent de fumat, te-ai trezi din somn ca să fumezi. Deși corpul, da, în timpul somnului, într-o stare de repaus, funcțiile încetinezi, etc., etc., la, 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 ți-ar cere în continuare să fumezi. Puncte de vedere, sale mele, mă puteți contrazice, vă mulțumesc, chiar, serios, nici mai știu, Sergiu, zic bine, pe Facebook ieri mi-a atras atenția și uite s-a pornit o discuție. Mie îmi place când când încercați să dați cu mine de pământ. Apreciez chestia asta. E clar că opiniile mele nu sunt universal valabile, opiniile mele nu sunt cele mai bune din lume, sunt opinii personale și au găurile lor. Și apreciez atunci când există un schimb de opinii. De ce? Pentru că eu nu sunt Mahatma Gandhi, frate, ca să le am pe ale mele și să fie universal acceptate. Sunt opiniile mele care la fel de bine pot să fie greșite. Și nu vreau să trăiesc într-o greșeală. Deci dacă vi se pare că le greșesc și că scâșâte și altele, hai să le discutăm, mie îmi convine. Când făceam emisiunea cu blogurile, nu știu dacă m-ați urmărit pe vremea când făceam Gura la ureche, la o televiziune concurentă locală, încheiam de fiecare dată emisiunea cu dați-vă cu opinia, vă rog, comunicați. Hai să ne certăm. De ce? Pentru că dacă ai o opinie, eu am o opinie, le dăm cap în cap, putem ajunge la o concluzie. O concluzie constructivă. Poate nici opinia ta nu este bună, decât parțial. Opinia mea nu este bună, poate, decât parțial. Dar dacă nu le discutăm, nu putem să scoatem părțile bune din ambele opinii și să ajungem la o concluzie care să fie într-adevăr bază. Așa se numește brainstorming. Tu zici o tâmpenie, eu zic o tâmpenie, el zice o tâmpenie, s-ar putea să iasă, bă, stai puțin, că sună interesant. Cu ce prostie ai zis tu, pune și prostioara lui, s-ar putea să iasă o chestie. Da? Așa, asta este evoluția. Dacă eu mănânc aici rahat singur, tu mănânci rahat singur acasă, discuți chestia asta, ok, tu ai o opinie bună, dar nu aude nimeni. Da, hai să ne certăm. Serios. Așa ar trebui făcute legile. Să ne certăm pe baza legii, să o facem mai bună. Nu să ne certăm că, domnule, nu pot să susțin legea asta pentru că nu ești din PNL. Dar ce treabă are? Vorbind de o lege care îi afectează pe toți, că sunt peneliști, pesediști, udemeriști, peuriști. Da? Pruiști. Urât sună numele ăsta. Doamne, n-am nimic cu nimeni. Dar ce ești? Proist? Cum? A spus? Da? Hai să ne certăm pe baza unei legi. Nu se știe niciodată. Poate apărea o formă mult mai bună care să ne afecteze pozitiv pe toți. Dar ăștia au făcut o lege, au băgat legea asta și au spus, băi, știi cum e? În afară cum s-a făcut? Păi i-au interzis fumatul. Gata, asta e toată legea, interzicem și noi. Păi de ce să nu îmbunătățim? Italia este pe cale să devine cel de-al doilea stat din Europa care introduce o lege pentru a combate risipa de mâncare, o problemă estimată la peste 12 miliarde de dolari anual, încurajând astfel actul de donație, scriu cei de la Business Magazine. În contrast cu legea din Franța, care acordă amenzi de până la 6 noi, evident că copiind Franța până în cele mai mici amănunte, vom face aceeași chestie. Franța acordă amenzi de până la 75.000 de euro supermarketurilor care nu donează produsele alimentare nevândute. Italia a adoptat o strategie de încurajare a actului de donație. Până în prezent, companiile care doreau să doneze astfel de produse trebuiau să completeze 10 de formulare, transformând practic procesul într-un coșmar birocratic. Noua lege stipulează că aceste companii vor completa doar o declarație lunară în care specifică cantitatea donată. Și bineînțeles, noi români fiind, vom trece niște cantități impresionante. Pentru că, așa.
Începând cu luna februarie, supermarketurile din Franța au fost obligate prin lege să doneze alimentele nevândute. Pentru a descuraja oamenii să caute prin gunoaie, unele supermarketuri obișnuiau să toarne înălbitori pe alimentele aruncate sau să le pună în depozite încuiate, însă noua lege adoptată în Franța interzice acest lucru. V-am spus singurul moment. Eu am fost foarte mândru în Spania că sunt din România. Am apucat să vă spun chestia asta. Când toată lumea înjura românii din străinătate, eu mai aveam puțin și îmi puneam un drapel pe mine. Toți cei din orașul în care am stat știau că sunt români. De fapt, eu și cu Ana eram singurii români din Castalia. Singurii. Spaniolii, Castalia fiind un fel de, nu știu să spun, săbăuani, pe acolo. O localitate în care micuță, 6.000 de locuitori, în care oamenii practic se cunosc unii pe alții. Vorbim de familii largi care au legături, măcar de amiciție, între ele. Și evident că s-a dus buhul imediat, s-a dus vorba că, bă, frate, avem români în Castalia, în perioada în care presa spaniolă trăgea tare pe comunitatea românească din Spania. Și am reușit ușor-ușor să facem din, cum ar fi, Peneș Curcanu, da? Să transformăm în renume faptul că suntem români. Că s-au nimerit să fim amândoi oameni corecți, politicoși, că așa am fost crescuți. 7 ani de acasă, solizi. Să spunem bună ziua când intrăm undeva, să spunem la revedere, să spunem mulțumesc, să ținem ușa deschisă, să ajutăm cu bagaje, cu sacoșe. Păi e de bun simț să fii politicos. Da? Și am fost foarte mândru că sunt român. Începuseră oamenii de acolo să fie încântați de ideea că au și români în comunitate. Nu mă laud. Am fost atât de mândru că sunt român în Castalia, încât am susținut-o pe Ana, fosta mea prietenă, să înființeze o nouă sărbătoare în Castalia, care a rămas și acum. De atâția ani suntem plecați de acolo, fiecare în altă parte, evident, sărbătoarea respectivă a rămas și o țin în continuare oamenii ăia. E preluată, evident, Cycle Chic, și s-a făcut Castalia Cycle Chic. O zi în care fetele, femeile, ies, încurajează mersul pe bicicletă, ca să vă lămuresc, ies femeile, doamnele, domnișoarele și domnii, de ce nu, la costum, la rochie sau fustă, cu flori în păr și așa mai departe, cu bicicletele. Foarte mi-a plăcut, se face și în România, dacă înțeleg, chiar de aici a plecat probabil modelul, nu mai țin minte exact, că Ana luase legătura pe perioada când lucram foarte mult cu blogurile, cu nu mai știu cu cine, sper să nu se supere dacă nu mai țin minte cum o cheamă. Și s-a făcut sărbătoare care se ține și acum, după atâția ani. Se ține în Castalia în fiecare an, în aceeași zi. Și am fost foarte mândru că sunt român. Și oamenii ne-au adoptat și s-au purtat cu noi, cei din Castalia, s-au purtat cu noi ca și cum am fi de acolo. Și a fost o singură zi în care, în Spania, mi-am tras șapca pe cap, mi-am pus gluga cât mai mult pe față și am vorbit în engleză cu Ana ca să nu știe nimeni că suntem români. O singură zi. Și am spus că aș prefera să nu mi-aduc aminte de ziua aia vreodată, însă uite, genul ăsta de subiect mă face să mi-aduc aminte. Eram în Valencia, într-o vacanță, și acum vă spuneți, bă, ce să mai laudă și ăsta cum a văzut el orașe? Frate, n-am avut altceva ce face, nu ne-am cumpărat lucruri, nu am fost din aia care să pună bani deoparte pentru casă, noi tot ce am avut am cheltuit călătorind. Și am adunat aminte, suntem bogați în amintiri. Și eram în Valencia. Și treceam pe lângă nu știu ce supermarket undeva seara după ora 8. Și în Spania se scoteau, atunci am văzut de fapt prima oară, alimentele care erau pe punctul să expire, că sunt alimente care expiră de pe azi pe mâine, da? Nu mai știu exact despre ce e vorba, le scoteau la tomberon. Înainte să intervină, că Spania nu cred că are legea asta cu donația. Le scoteau la tomberoane. Și când spun că le scoteau la tomberoane, vorbim de zeci de kilograme de alimente. Și atunci am văzut pentru prima oară oameni în zona aia care se aruncă în tomberon bătându-se între ei ca să ia o tăviță cu pulpe, o tăviță de mici,
o, nu știu ce, săculeț cu aripioare, etc., etc., etc. Și am rămas uimit și am spus, uite frate, mai vorbim de țări civilizate, unde oamenii vin din alte țări ca să câștige și să o ducă bine. M-a șocat faptul că oamenii aceia vorbeau română. M-a șocat faptul că după ce au luat mâncarea aia din tomberon, care evident era împachetată, nu mâncau gunoaie, era pe punctul să expire. Da, era pe punct. Deci mâncarea era super ok. Nu, doar că supermarketul a preferat să nu vândă mâncare care ar fi putut să fie deja expirată. M-a șocat și mai mult faptul că după ce au ieșit din tomberon cu tevițele la cu pulpe, au urcat într-un BMW. Și abia atunci am spus, ăsta este momentul în care mi-e rușine că sunt român. Că s-au înjurat, s-au bătut între ei și ce nu au apucat să ia, au sfâșiat și au aruncat pe jos. Să nu le ia nimeni altcineva. Și după asta au urcat în BMW și au plecat de acolo. Și am spus, ăștia sunt cei care ne reprezintă. Pentru că presa nu se vadă olimpicii la informatică, presa nu se vadă inventatorul motorului cu apă de la Bacău, presa nu se vadă, nu știu ce, presa o să-i vadă pe ăștia, presa spaniolă, îi vede pe ăștia. Și a apărut titlul în ziar, zilnic, zeci de români se bat pentru mâncare din gunoaiele spaniole. Ăștia ne-au reprezentat în străinătate în momentul respectiv și ăla a fost momentul în care mi-am tras gluga pe cap și am început să vorbesc în engleză și știu că o să mă înjurați, dar n-am știut ce să fac altceva. Cum să ajungi în situația asta? Să-ți mănânci de sub fund, să mănânci mâncare pe care supermarketurile o aruncă ca să-ți poți cumpăra BMW să vii în România și să o arzi în figuri. Sper că fac și ei treaba asta. Mâncarea să nu mai fie aruncată la gunoi, ci să fie donată, pentru că sunt nenorociți destui. Sunt cămine de bătrâni. Sunt orfelinatele. Ok, nu le dai mâncare alterată. Repet, mâncare care e pe punctul să expire. Știți foarte bine că data aia de expirare e o dată așa, mâncarea mai e valabilă, o zi, două, trei, pentru că nu știe nimeni exact, bă, știi, s-a făcut ziua, a expirat, puf, brusc a apărut mucegaiul. Nu! Mâncarea respectivă mai rezistă și laptele și ouăle la fel. Mai rezistă, exact, o marjă de eroare, corect? Băi, și supermarketul nu vrea să o vândă pentru că nu vrea să riște, legal, și atunci o poate dona și sunt un milion de locuri în care poți să duci mâncarea respectivă. Și dacă nu vrei să o dai pentru consum uman, o duci, frate, la adăpostul de animale și dai acolo. Că sunt câini luați de pe străzi și primăria susține financiar mâncarea acestora. Când poți foarte bine, bă, uite, mi-au expirat 30 de tăvițe cu pulpe de pui, ghinion, îl trecem la pierderi. Că doar nu plătește supermarketul din buzunarul lui, managerul, îl trecem la pierdere, a expirat, nu s-a vândut, asta este și o dăm, o donăm adăpostului de animale, dacă nu vrem să riscăm să o dăm consumului uman, pentru oameni care este. O dăm la animalele de adăpostul de animale și susținem primăria, uite, ne băgăm și noi în chestia asta, da? Adăpost de animale susținut de supermarketul X. Dă bine și la publicitate. Italia este pe cale să devină cel de-al doilea stat după ce Franța a început cu amenzi. Este mâncare care trebuie dată, trebuie făcută ceva cu ea. E adevărat că pe plan mondial noi suntem niște, noi suntem cred că cele mai proaste animale din tot regnul animal. Nesătule, lacome și fără simțul măsurii. Toate trei înseamnă de fapt același lucru. Da? Că un animal dacă ucide, ucide nu de plăcere, nu ucide să ia acasă, nu ucide mergând pe ideea, bă frate, eu zic să omor două căprioare astăzi că nu se știe săptămâna viitoare dacă o să mai am parte. Nu, el, animalul respectiv se duce, omoară căprioare, o mănâncă și gata. Și a făcut foamea. Și a umplut burta, îi ajunge. Dar noi când mergem la cumpărături plecăm cu un portbagaj de mâncare. Este? Ne plângem că salariile sunt mici și câștigul este puțin. Și mergem la supermarket și luăm un portbagaj de mâncare.
Evident, oamenii calculați și cumpără, bă, frate, trebuie să iau 15 suluri de hârtie igienică, doar nu mă căca de 300 de ori pe zi. Da? Nu o să-mi iau 50 de baxuri, dar noi mergem și luăm 50 de baxuri de hârtie igienică. Noi luăm 30 de chile de cârnați. De ce? Lasă să fie acolo în frigider, că nu se știe niciodată. Băi, mănânci 30 de chile de cârnați? Nu, ai familie din 50 de oameni, frate. Nu, suntem 3. La ce trebuie un caz 10 kg de cârnați fiecare? Nu se strică în frigider, nu că îl pun în congelator. Nu se strică în congelator! Ne-am obișnuit cu genul ăsta de, bă, să mergem să umplem un portbagaj de mâncare, că nu se știe niciodată. Vine mâine sfârșitul lumii, dispare mâncarea de pe pământ. Nu, ei, toate alea se aruncă. Ai cheltuit inutil. Și nu doar că ai cheltuit tu inutil, dar ai luat de la gura altuia, că putea altcineva să vină să cumpere. Și să aibă și el o jumate de kil de cărnați în frigider. Suntem genul ăsta, noi. Asta am plecat foarte moralist, vedeți? Hai să ne certăm. Dați cu cearta. Dați cu opiniile. Opiniile sunt bune. Apreciez opiniile. Dacă voi rezistați o oră să mă auziți vorbind aici, înseamnă că apreciați opinia. Nu sunteți de acord, poate, dă Doamne, să nu fiți de acord cu opiniile mele. Spuneți-mi, bă, frate, niște opinii de căcat. De ce? Din cauza asta. A, ai venit cu un argument. Oh, și mai bine, să plecăm cu argumente. Uite, mi-a o cană de cafea, mi-a prind o țigară numai de-a dracului și argumentăm. Argumentăm, bă, tu ai dreptate pentru că, eu am dreptate pentru că, bă, frate, s-ar putea să ai și tu dreptate, știi, da? Hai să vedem cum facem și să scoatem dreptatea la sticluță, esență. Pentru că așa evoluăm cu toții. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc foarte mult pentru atenția pe care mi-ați oferit-o și astăzi rămâne să ne vedem mâine la altă ediție a 24 de titluri, care este. Până atunci, ca de fiecare dată, toate bune!